Sute de șomeri gorjeni s-au îngrămădit la sediul AJFM Gorj pentru a încerca să obțină un loc de muncă din cele aproape 300 oferite de un angajator din Craiova, ce se va ocupa de lucrările de modernizare a Tribunalului Gorj, Penitenciarului Târgu Jiu și de construcția a două blocuri ANL. Dintre cei prezenți, 4 au fost angajați pe loc, iar alți 29 au fost selectați în vederea angajării. Noi am avut oferite 300 de locuri de muncă vacante, de către 5 angajatori. Cele mai multe a fost un angajator care are câștigate licitații la nivelul municipiului Târgu Jiu și a oferit 268 de locuri din cele 300. Am avut prezent 5 angajatori la această mini-bursă. Au participat aproximativ 100 de persoane. 4 au fost încadrate pe loc, iar 29 au fost selectate urmând să fie angajate și să se prezinte cu documentele de angajare la angajatorul respectiv. Peste 3 săptămâni va mai avea loc o mini-bursă pentru ca angajatorul din Craiova să găsească forța de muncă necesară desfășurării activității. Am convenit cu angajatorul și vom mai desfășura peste aproximativ 3 săptămâni, din nou această mini-bursă pentru a-și găsi și a-și completa, până la urmă, numărul de locuri cu oameni pregătiți și ne-au cerut sprijinul. Chiar dacă șomerii gorjeni au strâmbat din nas atunci când au auzit că sunt plătiți în funcție de cât muncesc, conducerea AJFM speră ca la viitoarea bursă să fie prezente cât mai multe persoane pentru a-și găsi un loc de muncă.